E bine, se pare că am ajuns și în această perioadă anului în care companiile mari au raportările financiare. Și în urma acestor raportări, noi putem să luăm decizie de achiziție sau decizie de a vinde anumite companii din portofoliile noastre. Și e bine, astăzi o să discutăm despre trei companii pe care aș vrea să le vând din portofoliu propriu și trei companii pe care aș vrea să le achiziționez și să le pun în portofoliu propriu. Te salut, Cristian Trăboiu sunt, consultant financiar și investitor în piețele financiare. Și astăzi vreau să discutăm despre companii pe care aș vrea să le dau afară din portofoliu, companii în care nu mai am încredere în următoarea perioadă și despre câteva companii pe care aș vrea să le pun în portofoliu privat, un portofoliu pe care eu vreau să-l construiesc în așa fel încât să bat piața de la o perioadă la alta. Și haideți să ne apucăm direct de treabă. În portofoliu meu privat observăm că în momentul de față am o creștere anul acesta de 50% comparat cu piața care a crescut cu 25%. Asta înseamnă că portofoliul meu, în momentul de față, este de două ori mai bun decât piața. Și atunci întrebarea este, mă, de ce faci modificări în portofoliu dacă merge atât de bine? Păi, în realitate, în viață, singura constantă este schimbarea. Și atunci, chiar dacă în momentul de față portofoliul merge foarte bine, aș vrea să meargă și mai bine. Și în condițiile în care vreau să meargă mai bine, înseamnă că trebuie să fac anumite modificări în portofoliu. Și haideți să vedem ce aș vrea să schimb. Păi, în primul rând, trebuie să ne uităm la companiile pe care aș vrea să le vând. În momentul de față, prima companie pe care iau în calcul să o vând este Apple. Cu siguranță auzit de Apple, este una dintre cele mai cunoscute companii la nivel global. Este o companie în care investește astăzi și Warren Buffett. În momentul de față, avem pentru compania Apple un PI de 28. Un PI destul de mare. Statistic vorbind, în ultimii uh, 10 ani, Apple. S-a vândut la un, la un PI undeva pe la 20. Asta înseamnă că astăzi Apple este ușor supraevaluată. Mai mult decât atât, în momentul ăsta, Warren Buffett, care este unul dintre cei mai mari investitori în această companie, a început să vândă acțiuni de la această companie. Și o să vezi imediat de ce. Pentru că raportarea financiară a acestei companii nu este cea mai fericită. Chiar și așa, astăzi, sentimentul din piață este unul bullish, adică este unul de cumpărare. De ce este acest sentiment bullish în momentul de față pe Apple? Pentru că Apple este compania care a anunțat în trimestrul acesta cele mai mari buyback-uri din istorie. Adică Apple a anunțat un buyback de 110 miliarde de dolari, poate să cumpere mare parte din piață cu această sumă, a ales să-și cumpere propriile acțiuni. Și în momentul în care tu, ca și companie, îți cumperi propriile acțiuni, înseamnă că eu, ca și investitor, am o, pro o porție mai mare din compania ta. Mie nu-mi place treaba asta, adică mie îmi plac companiile care își cumpără propriile acțiuni, dar nu atât de agresiv. Și atunci, din cauza aceasta, prețul pe acțiune a și crescut destul de agresiv în momentul în care Apple a raportat că va cumpăra mare parte din acțiunile pe care le are în momentul de față publice. Și atunci, haideți să ne uităm puțin și pe raportarea financiară. Ce ne interesează aici? Cifra de afaceri de la o perioadă la alta, de la un trimestru la alta, în scădere. Dacă cifra de afaceri este în scădere, înseamnă că compania a ajuns la un platou. Mai mult decât atât, în momentul de față, probabil că ai observat că Apple nu prea mai face mari schimbări în gama de produse pe care le are. iPhone-ul care este cel care dă cele mai mari, cele mai mari vânzări în momentul de față. A ajuns la o zonă de platou, ba mai mult decât atât, a început să scadă. Și atunci, acest lucru se regăsește în mod direct în cifra de afaceri. În momentul de față, cost of sell adică cât plătește Apple ca să vândă produsele, este în scădere. Asta este un lucru bun. Adică, dacă cifra de afaceri este în scădere, dar și să plătești pe această cifră de afaceri este în scădere, nu, ok. Poate să fie un lucru bun. Doar că mai apar și alte probleme și atunci rd este în creștere. Adică, cifra de afaceri este în creștere, cheltuielile pentru această cifră de afaceri este în scădere, dar zona de cercetare și dezvoltare este și în creștere. Ok. Bun, dacă zona de cercetare și dezvoltare este în creștere, nu ar trebui și cifra de afaceri să fie în creștere și profitabilitatea să fie în creștere? E bine, se pare că pentru Apple profitabilitatea este în creștere doar din cauza faptului că ei își cumpără propriile acțiuni. Lucrul ăsta mie nu-mi place. Nu-mi place să văd companii care își cresc profitabilitatea folosind astfel de perticuri, astfel de situații care nu ajută foarte mult investitorul. Adică, ok, pe termen scurt este un lucru bun că ai profitabilitate în creștere, dar pe termen lung eu nu văd ca compania să revină la profiturile sau la creșterea pe care a avut-o înainte de pandemie. Mai mult decât atât, Apple și-a tăiat și unul dintre cele mai mari proiecte pe care le-a avut în dezvoltare până în momentul de față, și anume Mașina Autonomă, cu care voia să concureze împotriva companiei Tesla. Și a tăiat acest proiect, acest proiect nu mai există, au muncit 10 ani de zile la acest proiect și acum nu mai există. Mie nu-mi place treaba asta. Era un produs care mie îmi plăcea foarte tare, pe care au ales să-l taie. Ei bine, acest lucru mă determină pe mine astăzi, pe lângă faptul că cifra de afacere este în scădere, mă determină să iau în calcul să vând această companie. Voi vinde 100% această companie fix luna asta? voi vedea. Dar iau un calcul să fac treaba asta. Și atunci, dacă ne uităm la ce preț am cumpărat pe Apple, am cumpărat la 132 de dolari pe acțiune, astăzi prețul fiind la 183. Adică profitul pe care l-am în această companie este destul de interesant. Este posibil ca de aici prețul pe acțiune să mai crească? Da, de ce nu? Dar dacă nivelul meu de încredere în companie nu mai este la fel de ridicat, Știți vorba aceea, mai păcălit odată să-ți fie rușine, mai păcălit de două ori să-mi fie mie rușine. Și atunci ei au un calcul să vând această companie. Ce altă companie aș mai vrea să mai vând? O a doua companie pe care aș vrea să o vând este CVS. CVS este mai puțin cunoscută decât Apple. CVS este uh, un magazin. Este o farmacie. Vinde doar medicamente? Nu. Vinde tot felul de produse. Însă ei au pornit ca și o farmacie. În momentul de față avem o scădere a prețului pe acțiune de 30%. Anul acesta, year to date, anul acesta a scăzut cu 30%. Chiar dacă are un PI foarte mic, are un PI foarte mic, eu am investit în această companie, în momentul în care se prognoza o creștere destul de interesantă a companiei. Pe lângă asta aveau și un dividend, încăl mai au, Au un dividend destul de ridicat. Este acest dividend un dividend pe care eu îl prefer pentru companiile mele? Un dividend de aproape 5% este un dividend foarte mare. Preferința mea este ca companiile pe care le am în portofoliu să aibă dividend de sub 3%. Însă am zis că din cauza faptului că compania avea o prognoză de creștere destul de interesantă, pot să accept un dividend mai mare. Nu este niciun fel de problemă. Dar se pare că anul acesta compania a fost în scădere. Mai mult decât atât, astăzi analiștii au un sentiment bullish au un sentiment bearish, mă scuze, un sentiment bearish pe această companie, adică au un sentiment de scădere în continuare. De ce au acest sentiment de scădere? Păi dacă ne uităm pe cifra de afaceri, observăm că cifra de afaceri este în scădere. La fel ca și la Apple, cifra de afaceri este în scădere. Nu vrem să vedem așa ceva de la companiile în care investim. Nu vrem cifra de afaceri în scădere. Mai mult decât atât și profitul este în scădere. Da, deci cifra de afaceri este în scădere, profitul este în scădere. Este mai grav decât la Apple. Dar și-au crescut dividendul. Nu! <laughs> nu vreau așa ceva! Nu vreau așa ceva! De ce să-mi crești dividendul în momentul în care tu îți scazi profitul? Nu fă așa ceva! Scade dividendul și lasă profitul să-l construiești pentru companie. Cifre de afacere în scădere, profit în scădere, dividend în creștere. Nu-mi place absolut deloc treaba asta. Și atunci, în momentul în care văd astfel de lucruri, iau un calcul să vând. La ce preț am cumpărat eu? Păi eu am cumpărat undeva pe la 65 de dolari pe acțiune și astăzi prețul pe acțiune este undeva pe la 55. Chiar dacă în momentul de față eu sunt neprofitabil pe această companie, cu durere în suflet, îți spun că iau un calcul să vând, principiul se respectă, mai păcălit o dată să-ți fie rușine, mai păcălit de două ori să-mi fie mie rușine și nu aș vrea să îmi fie mie rușine. În momentul de față, CVS, mie mi-a ieșit de la inimă, așadar iau un calcul să vând această companie. A treia companie pe care iau în calcul să o vând se cheamă Stanley Black Decker. Stanley Black Decker este o companie care nu are un nume foarte cunoscut, dar probabil ai folosit unelte de la ei. Ei produc unelte, tot felul de unelte interesante. În momentul în care eu am cumpărat, ei erau neprofitabili. Ce s-a întâmplat cu prețul pe acțiune? Păi, prețul pe acțiune anul acesta a scăzut cu 11%. Și chiar și în aceste condiții o să vezi că eu sunt profitabil pe această companie. Mai, mai mult decât atât, ei oferă și un dividend destul de interesant, 3,72%. În condițiile în care anul trecut nu au fost profitabil, Ok, no bun. În momentul de față, analiștii din piață dau un verdict de hold. Hold înseamnă bearish, să știi. Adică în cazul în care ai luat în calcul că hold înseamnă să păstrezi, nu neapărat. Pentru că mare parte din analiști au tendința să fie entuziaști în momentul în care vorbesc despre o companie. În momentul în care trec pe poziție de hold, este o poziție destul de, de beri. Haideți să ne uităm puțin pe raportările financiare. Ce se întâmplă cu această companie? Din nou, asemănător cu CVS și asemănător cu Apple, compania are, profit, are cifra de afacere în scădere. Nu vreau să văd așa ceva. Nu vreau să văd cifra de afacere în scădere. Cifra de afacere în scădere înseamnă că în momentul de față tu nu mai reușești să vinzi produsele tale. Nu mai reușești să, uh, să convingi clienții să cumpere de la tine. Pe lângă faptul că cifra de afaceri este în scădere, au reușit să devină profitabile. Și o să zici, A, păi, dacă sunt profitabil, e bine, nu? Nu, <laughs> pentru că nu sunt foarte profitabil. Acest profit este foarte mic. Un profit așteptat pentru această companie era undeva între 1 și 2 dolari pe acțiune. Ei fiind la 0,13. Adică sunt cam de 10 ori mai jos decât mă așteptam eu să fie. Și atunci dacă teza investițională pe care am construit-o nu se mai respectă, ce aș putea să fac? Păi ar trebui să merg să vând. Pe lângă asta, în momentul de față, eu sunt profitabil pe această companie. Adică am cumpărat undeva pe la 80 de dolari pe acțiune și acum prețul pe acțiune este pe la 87. Adică sunt ușor profitabil, nu sunt la fel de profitabil ca la Apple, dar sunt profitabil. Și atunci, teza investițională s-a infirmat, iau un calcul să vând. De ce iau un calcul să vând? Pentru că am spus întotdeauna că cumpărarea se face la prețul corect, vânzarea se face în momentul în care nu mai ai încredere în companie și în momentul de față eu încep să-mi pierd încrederea sau mi-am pierdut deja încrederea în aceste trei companii. atunci, dacă îți plac astfel de videouri, te rog, lasă un like acestui video și apasă butonul de subscribe astfel încât să fii notificat de fiecare dată când fac un nou upload. Haideți să vedem ce cumpăr. Prima companie pe care vreau să o cumpăr este Adobe. Cu siguranță ai auzit de Adobe. Este o companie foarte mare. Este o companie care este foarte mult focusată pe zona de subscripție, adică să-ți faci abonament lunar. Și ei se ocupă foarte mult de zona aceasta de editare și de cloud. În momentul de față, compania este pe un trend descendent, adică anul acesta a scăzut cu 17% și au și un PI uriaș, un PI de 47%. Pe lângă asta, sentimentul din piață este un sentiment bullish, adică majoritatea analiștilor vor să cumpere această companie. De ce vor să cumpere? Păi dacă ne uităm pe raportarea financiară, observăm că cifra de afaceri este în, scădere, este în creștere, adică este fix invers de cum ne-am uitat la primele trei companii. Cifra de afaceri în creștere. Minunat, bun, vrem așa ceva în viața noastră. Mai mult decât atât, profitul brut este în creștere. Minunat. Din ce în ce mai bine. Sunt și lucruri negative? Se pare că nu. Tocmai din cauza asta, haideți să vedem unde ar trebui să cumpăr. Păi, dacă facem aici o analiză tehnică pe graficul acestei acțiuni, observăm că avem o zonă de suport la 450-445 în zona aceasta și un trend crescător. Și dacă prețul s-a corectat de la 493 până pe la 450 și de aici ar respinge din suport și din trend, ar fi un moment bun de achiziție. Tocmai din această cauză, pentru că suntem foarte aproape de această zonă de suport și foarte aproape de trend, iau un calcul să intru cu o poziție pe această companie. Mai mult decât atât, din punct de vedere fundamental, compania este pe un trend ascendent. Este singura companie pe care aș vrea să o cumpăr? Nu, mai sunt și altele. Mai avem Nike, cu siguranță ai auzit de Nike, mari producători de echipamente sportive. Cu siguranță ai folosit vreodată Adidas de la ei sau geci sau pantalon sau lucruri de acest gen. Anul acesta Nike este pe un trend descendent, adică anul acesta a scăzut 14%. PI-ul companiei este destul de, destul de mare, Adică undeva pe la 27, este un PI destul de asemănător cu Apple. Doar că o să vezi imediat că sunt niște diferențe. Nike oferă și un dividend, un dividend de 1,59, este un dividend sub 3%, este un dividend fix cum îmi place mie. Adică Nike respectă mare parte din criteriile care mie îmi plac. Pe lângă asta, sentimentul din piață astăzi este un sentiment bullish, adică analiștii din piață consideră că Nike este o investiție bună. Raportarea financiară. Haideți să vedem ce s-a întâmplat. Păi, cifra de afaceri este în creștere. Yes. Cifra de afaceri în creștere. Marginea de profit este în creștere. Yes. Marginea de profit este în creștere. Este fix ce ne dorim. Acum, ce este în negativ aici este că uh, Selling Administrative Expenses. Asta este în creștere. Asta nu este foarte bine. Tocmai din cauza aceasta. CEO-ul companiei a spus în felul următor, mă, noi, în momentul de față, avem această zonă administrativă care este în creștere, adică ne costă mai mult să administrăm compania. Tocmai din cauza asta vreau să, dă, să dau afară uh, un anumit procent din oameni. În momentul în care dai afară un anumit procent din oameni, administrarea companiei devine mai ieftină. Atunci, dacă cifra de afaceri este în creștere, marginea de profit este în creștere și administrarea companiei va fi în scădere, atunci. Bravo companiei, este o companie pe care o vrem în portofoliul nostru. Pe lângă asta, Nike este unul dintre cele mai cunoscute branduri la nivel global. Vrei să deții în portofoliul tău unul dintre cele mai cunoscute branduri? Eu da, aș vrea să dețin dacă se oferă prețul corect. Și haideți să vedem pe unde ar trebui să fie prețul corect. Dacă ne uităm pe graficul acțiunii, vedem că există în momentul de față un trend general de creștere și avem o zonă de suport la 80 de dolari și o zonă de rezistență pe la 130 de dolari. Ce ar trebui să se întâmple cu prețul pe acțiune ca eu să intru într-o poziție? Astăzi prețul acțiunii fiind la 93. Preferința mea ar fi ca prețul să se corecteze până în apropierea prețului de 80, adică să scadă, să scadă undeva 10-15% și de aici prețul să respingă și în momentul în care ajunge prețul la 80 de dolari, eu să pot să cumpăr la un preț foarte, foarte bun și să țin compania pe următorii 5-10 ani și să primesc și dividend anual de la o companie foarte cunoscută la nivel global. Și atunci, în momentul în care cumperi o companie care este în creștere, care are profituri în creștere și își reduce cheltuielile la prețul corect, cumpăr această companie la prețul corect, pe atunci vreau să țin această companie pe perioadă cât mai lungă de timp. Și haideți să vedem și care este ultima companie pe care aș vrea să o pun în portofoliu. Se cheamă Visa. Visa este un procesator de preț. Probabil ai în buzunare în momentul de față un card de la Visa. Este foarte cunoscută la nivel global și marea problemă a acestei companii este că creează dependență. Și eu vreau să am în portofoliu meu companii care creează dependență. Similar cum a fost și Apple. Apple, una dintre companiile care creează dependență la nivel global când vine vorba de produse și servicii, în momentul de față începe să-și piardă să din magie. Visa se pare că nu. Ce s-a întâmplat cu prețul pe acțiune? Păi, prețul pe acțiune în ultimul an la Visa a crescut cu 19%. Adică nu eu sunt singurul om care vede posibilitatea de a investi în această companie. Majoritatea investitorilor preferă să investească în această companie. Doar că trebuie să iei în calcul că astăzi este o companie destul de scumpă, fiind la un PI de 30, Un PI destul de ridicat. Este un PI care pe mine ne sperie, nu, sub nicio formă. Am cumpărat companii care au PI-uri mai mari decât atât, însă este un PI destul de ridicat. Pe lângă asta, dividendul pe care îl oferă compania astăzi este un dividend destul de mic. Lucru care mie îmi place foarte tare. Eu nu vreau să văd dividende de 50-20%. Nu-mi plac astfel de dividende, mi se par prea mari. Însă, un dividend sub 3%, un dividend care este în creștere de la o perioadă la alta, este un dividend pe care îl vreau. Și atunci, haideți să vedem ce fac analiștii. Păi analiștii, această săptămână, sunt buliși pe această companie. De ce sunt buliși? Dacă ne uităm la raportarea financiară, observăm că cifra de afacere este în creștere. Cifra de afacere în creștere. Yes! Fix ceea ce ne dorim. Deja încep să sun ca, un castofon stricat. Vrem cifra de afacere în creștere? Da, o vrem. Pe lângă asta, se pare că Cheltuielile sunt în creștere. Asta nu vrem. Nu vrem ca cheltuielile să fie în creștere, chiar dacă cifra de afaceri este în creștere Mă deranjează foarte tare că cheltuielile sunt în creștere? Da, mă deranjează Doar că în momentul în care discutăm despre viza, știm că marginele de profit sunt foarte ridicate și ei pot să își scadă foarte rapid aceste, aceste cheltuieli Pe lângă asta, profitul net al companiei este în creștere Lucru care mie îmi place foarte tare. Cifra de afacere în creștere, profit în creștere, cifra de afacere, de afaceri, mă spun. Cheltuieli în creștere. Asta nu-mi place cu cheltuielile în creștere, dar știu că ei pot să intervină foarte rapid asupra acestui număr. Haideți să vedem ce s-a întâmplat cu prețul pe acțiune. Păi avem aici un trend mare de creștere. Trend mare de creștere care s-a accelerat și s-a transformat într-un trend accelerat de creștere. Bineînțeles, avem și o zonă de suport la 247. Și mai avem o zonă de suport la 177. Și atunci, când aș intra eu într-o poziție în VISA? Pe aș intra într-o poziție în viza dacă prețul de astăzi s-ar corecta până în această zonă de suport și până în apropierea trendului, adică de la 276 să scadă până pe la 250. Asta ar însemna că este o corecție destul de importantă. Și din acea, după această corecție, prețul să respingă și eu să pot să cumpăr la un preț corect. În momentul în care aș prinde compania la un preț corect, aș fi foarte mulțumit să păstrez această companie pentru următorii 50 ani. Pentru că respectă criteriile care mie îmi dau foarte mare încredere în companie. Și anume, cifră de afacere în creștere, profituri în creștere, dividend sub 3%, dividend pe care să poată să-l susțină pe perioade foarte lungi de timp. Lucru care mie îmi place foarte tare. Și atunci, haideți să tragem și niște concluzii. Toate investițiile pe care le vom face vor fi profitabile? După cum ai putut observa și la mine, nu. Nu toate investițiile pe care le vom face vor fi profitabile. Pentru că se mai întâmplă ca teza investițională inițială să se infirme. Cum am pățit eu cu CVS. CVS a avut o teză investițională destul de interesantă. Am cumpărat la prețul foarte bune, doar că compania a ales să meargă pe cărarea ei, cărare care nu este asemănătoarea Asemănătoare cu cărearea pe care eu am văzut pentru companie și atunci eu prefer să-mi tai pierderile când sunt mici și să nu devină pierdere mult mai mari și să merg cu banii într-o altă direcție După cum am spus deja, prefer să vând chiar și în pierdere în momentul în care teza investițională inițială se infirmă După cum am tot discutat pe acest canal de-a lungul anilor, este important să cumpărăm companii bune la prețuri corecte doar că momentul de vânzare nu mai este atât de corect. Momentul de vânzare este doar pe încrederea pe care o are investitorul în această companie. Și, în momentul de față, încrederea mea în trei dintre companiile pe care le dețin nu mai este la cel mai înalt nivel. Și atunci eu prefer să tai companiile în care nu mai am încredere. Chiar dacă pierd bani, prefer să pierd mai puțin bani acum decât mai mulți mai târziu. Da? Eu nu sunt adeptul zicalei, țin compania până își revine și vând pe plus. Că dacă își revine peste 10 ani, nu mă mai interesează. atunci eu prefer să tai o pierdere mică acum și să merg cu banii aceia să investesc în altceva. Voi cumpăra garantat companiile prezentate, ultimele trei, adică Adobe, Nike și Visa? 100%? Nu! Nu voi cumpăra 100%. De ce? Pentru că, după cum am spus, chiar dacă mi-e -mi plac foarte mult aceste companii, aș vrea să le cumpăr la prețul corect. Astăzi niciuna dintre ele nu se află la prețul la care eu aș vrea să intru în aceste poziții. Dacă se va corecta prețurile pe acțiune și vor ajunge în niște zone în care mie mi se pare interesante, adică în apropierea trendului și în apropierea suportului, atunci cu mare drag voi da banii pe aceste companii. În cazul în care nu se va ajunge la aceste prețuri, nu nu voi cumpăra. Chiar dacă sunt consultant financiar și investitor acreditat de statul român, informațiile prezentate în acest video nu reprezintă sfat investițional personalizat pentru tine. Nu reprezintă sfat pentru plata taxelor și impozitelor și nu reprezintă sfat investițional adaptat nevoilor tale personale. Acest video prezintă perspective generale, informații și comentarii. Orice tip de active prezentat în acest video nu ar trebui considerat ca recomandare venită din partea mea. Acest video nu este și nu ar trebui să fie considerat niciodată ca fiind suficient pentru ca tu să iei o decizie investițională. În același timp, este posibil să deții un portofoliu personal, o parte sau toate activele prezentate în acest video. Ce nu înseamnă că și tu ar trebui să deții aceste active.